În acest spectacol, jucat în mai multe locuri din centrul Craiovei, spectatorii au avut parte de umor, muzică, un joc actoricesc nuanțat și păpuși extrem de expresive. Este cea de-a doua colaborare între compania Parabola din Marea Britanie și compania Teatrulescu, care descoperă spectatorilor Craiova altfel prin acest spectacol de teatru itinerant. Este o reprezentație în stradă și am venit la festival și la Craiova să îl scoatem pe Shakespeare afară din sala de teatru și să îl jucăm undeva unde toată lumea poate să îl vadă. Este minunat să văd energia actorilor și a locuitorilor orașului care sunt implicați 100% în spectacol. Este într-adevăr o muncă extinsă, dar... De nu rămâi! Există și de nu rămâi! De retribuții. Piesa shakespeariană, în care au fost implicați 80 de actori, s-a jucat în mai multe zone din centrul orașului, iar spectatorii au fost încântați să poată sta atât de aproape de personajele preferate. Aduceți un calendar! Un almanac! Ceva mai deosebit decât restul, pentru că nu stai într-o sală și privești un show. Este o interacțiune și este așa o poveste trăită și de noi cei care ne uităm. Foarte frumos. Te-am încântat. Vă place varianta aceasta de Shakespeare? Da. E foarte frumos. Frumos. Mie îmi place nemaipomenit. De asta am și venit. Mâine festivalul continuă cu spectacolul a 12-a noapte, susținut în aer liber în Piața Frații Buzești de studenții anului 3 la actorie. Seara, în sala de spectacole a Teatrului Național, va putea fi urmărit spectacolul Măsură pentru Măsură, susținut de Teatrul Pușkin din Moscova, realizat în colaborare cu compania londoneză Cheek by Joel.